În parohia Ramna din protopopiatul Reșița a avut loc joia aceasta întrunirea preoților și profesorilor de religie din cadrul cercului pastoral misionar Berzovia. Întâlnirea a debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii în Biserica Parohială din localitate, la care a participat și preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. În continuare, întrunirea a continuat cu participarea la conferința cu tema Parohia, moștenirea valorilor sfinte primite de la înaintași, rolul și diversitatea societății” și a actitorilor de biserici în dezvoltarea spirituală, culturală și educațională a parohiei ortodoxe române. Ne-am bucurat și astăzi că, iată, am putut participa la Sfânta Liturghie oficiată de preoții din acest cer pastoral misionar, răspunsurile liturgice fiind date tot de o parte din preoții care slujesc pe raza acestui cerc pastoral misionar, iar la conferința propriu-zisă, sigur ne-am întărit duhovnicește unii pe alții, pentru că și de această dată s-a vorbit despre rolul și importanța parohiei. Sigur, suntem în anul misiunii parohiei și mănăstirii și am discutat toate problemele misionare cu care se confruntă atât preoții cât și profesorii de religie. Sperăm ca Întrunirea de astăzi să aibă uh, roade și folos atât duhovnicesc cât și practic, pastoral-misionar, pentru ca preoții și profesorii de religie să plece motivați acolo unde își desfășoară activitatea și, bineînțeles, să dinamizeze atât viața uh, spirituală, duhovnicească a credincioșilor, respectiv elevilor, cât și viața pastoral-misionară a turmei pe care o păstoresc. Misiunea preotului și a misionarului în general debutează în Sfânta Biserică prin Sfânta Liturghie. Mai apoi, clericul propovăduiește prin învățătura omiletică și catehetică, după care pornește în lume pentru a-și propovădui învățătura, prin cuvintele și prin faptele sale. Pe aceste mei și cercurile noastre pastoral-misionare debutează prin Sfânta Liturghie, prin comuniunea eucharistică, prin comunitate, prin rostirea unei cateheze și a unei predici de către clericii noștri, după care întâlnirea noastră se definitivează și primește un contur pastoral, în cadrul întâlnirii pe care cercul pastoral o are programată cu profesorii de religie. Am avut de discutat și am avut de observat anumite probleme cu care noi ne întâmpinăm preoți dar și profesori de religie, dar să ne spunem unii altora și bucuriile noastre și neajunsurile pe care le avem, din păcate, în rândul parohiilor care deservesc acest centru pastoral misionar. În final au fost analizate concluziile în urma dezbaterilor menite să îmbunătățească viața duhovnicească, dar și viața pastorală pe care preoții și profesorii de religie o au în atenție.